Bună ziua! Astăzi am decis să facem această conferință de presă. Sunt alături de excelența sa, ex-ambasadorul Republicii Moldova la București, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Iurie Ireniță. Facem această conferință de presă cu un apel pentru consolidarea tuturor forțelor și personalităților notorii care pot aduce un aport pentru Republica Moldova în contextul viitoarelor scrutine, dar și în contextul unui proces extrem de important pentru Republica Moldova, cum ar fi procesul de integrare în Uniunea Europeană. O să dau cuvântul excelenței sale, domnul Iurie Ireniță, care va veni cu mai multe detalii la subiectul conferinței de astăzi. Mulțumesc mult, domnule președinte din Plângău. În primul rând, mă bucur foarte mult că v-am văzut și mi-aduc aminte cu multă plăcere de activitatea noastră comună anterioară în cadrul fracțiunii parlamentare a platformei DAL. Salut și pe secretarul general, domnul Liviu Vovc, și vroiam să transmit acest mesaj cetățenilor noștri că activitatea noastră în cadrul Parlamentului a fost demonstrată și prin eficiența și compatibilitatea platformei, fracțiunii parlamentare, platforma, da, care a fost cea mai activă, cea mai eficientă și cea mai combativă în cadrul precedentului Parlament. Și aș mai ține să fac o remarcă, după mine, foarte importantă. În cadrul acestei fracțiuni nu toți membrii au fost nu toți deputații au fost membri de partid a platformei, da, și să utilizez o frază mai așa, am conviețuit perfect, foarte bine, mă refer la membrii de partid și cei care ne afiliați partinic, mă refer aici în primul rând la mine, la doamna Maria Ciobanu, pe care o salut pe această cale, la domnul Octavian Țicu, o perioadă anume, și această situație a demonstrat că unioniștii, pe care mă consider și eu categoric și pledez cu fermitate pentru valorile naționale, pot exista și colabora foarte eficient și bine atât pe o platformă parlamentară, cât și pe o platformă politică. De aceea am decis să vin aici la platforma DA ca să transmit un mesaj clar de susținere necondiționată a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr la viitoarele evenimente politice care urmează să se producă în acest an, anul viitor și peste un an, deoarece codul electoral mai impune unele restricții, noi ca și foști deputați am respectat mereu legea și vom face lucrul acesta în continuare. Situația politică actuală, și mă refer aici în primul rând la cea internă, ne obligă să ne consolidăm forțele, să fim mai uniți ca niciodată, deoarece forțele revanșarde prorusești și cele antinaționale, conform sondajelor mai vechi și mai recente, arată că sunt majoritare și în viitoarele structuri legislative și guvernamentale ar putea să aibă majoritatea, urmare faptului că cei de la Partidul Acțiunii și Solidaritate nu au dorit, din aroganță și dintr-un cinism inconfundabil, să susțină și să colaboreze cu forțele pro-europene și unioniste. Și aici am să vă dau exemplul din anul 2021, când atât eu, cât colegii de la platformă, da, și alții colegi, între care și domnul Țicu, doamna Ciobanu, domnul Sliusar, am insistat
pe o formulă, după noi, absolut necesară de a crea o coaliție preelectorală. Această coaliție, în opinia noastră, ar fi asigurată astăzi nu doar majoritatea parlamentară, ci și una constituțională. Dar aceasta a fost și rămâne pe conștiința celor de la PAS, care se pare că în primul rând au dorit după mine să ciuruiască dreapta pro-europeană și unionistă, și cu restul se vor mai înțelege, deoarece au avut experiența și o au, cea din 2019. Iată de ce ziceam eu, este foarte important ca unioniștii să găsească un loc mult mai sigur și un loc credibil pentru a-și promova dezideratul suprem, dar și valorile noastre naționale. Ziceam că am activat și colaborat perfect în cadrul fracțiunii și constat cu mare regret că în actualul Parlament, dacă la început se declarau foarte mulți unioniști, efectiv astăzi nu mai avem niciunul care demonstrativ și din convingere o face și să o facă pe potrivă în cadrul legislativului. A fost mai degrabă o chestiune de conjunctură și nu una de convingere. De aceea fac un apel sincer și respectuos către toți unioniștii, că se află la Chișinău sau în teritoriu, în orice parte a Republicii Moldova, să susțină platforma Drept, Demnitate și Adevăr și consolidând astfel dimensiunea unionistă în cadrul acestei platforme. Mi-aduc aminte că în 2019, atunci când s-a creat blocul acum, au fost enunțate niște principii și valori pe care blocul acum le-a anunțat și constat cu mare regret că atunci blocul acum, dar special PAS, a fost anume partidul care a înlăturat unioniștii de la posibilă alianță care trebuia să vină. La sigur ar fi avut mult mai mulți deputați în precedentul Parlament și acum mi-aduc aminte cum șeful PAS-ului de atunci ne-l prezenta ca etalon al corectitudinii, al integrității pe antiromânul înveterat actualmente proprietar al bazei de odihnă de la Vadul lui Vodă. De aceea nu mai vrem situații de genul acesta, când antiromânii sunt puși să blocheze forțele naționale și unioniste. Sondajele care au fost recent efectuate prezintă o situație foarte îngrijorătoare și aici mă refer la faptul că încrederea în actuala guvernare s-a redus considerabil. Credeți-ne, și aici colegii de la platforma Da Sunt, că noi am susținut și vom susține în continuare actuala guvernare în activitățile și lucrurile bune pe care le fac. Iar faptul că venim cu propuneri, cu sugestii, nici de cum nu trebuie să revină la metodele vechi comuniste de a da cu ranga, cu bâta în cap oricăruia care nu laudă, care nu elogiază PAS-ul. Nu acesta este scopul unei democrații adevărate spre care tinem, sau integrarea noastră efectivă în Uniunea Europeană presupune democrație, diversitatea de opinii. Chiar și într-un partid și în orice structură sunt necesare opinii diferite, altfel aceste structuri se devalorizează. De aceea, încă o dată, fac apel către toți cei care sincer cred în valorile naționale, în reunirea Republicii Moldova cu România, fiindcă aceasta este cea mai sigură, cea mai rapidă, cea mai eficientă și cea mai necesară cale de integrare europeană. Când avem asigurată bunăstarea
și prosperitatea în cadrul Uniunii Europene și, a doilea moment, poate în conjunctura actuală, mult mai important, securitatea noastră, a tuturor în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Iată ce ne oferă reunirea cu România pentru fiecare din noi. Războiul rusesc împotriva Ucrainei, unul criminal și total nejustificat, este mereu o amenințare directă în adresa și în adresa Republicii Moldova. Povestea e frumoasă și noi am susținut această frumoasă poveste cu integrarea europeană. S-au făcut lucruri, și aici trebuie să recunoaștem, și pe plan extern. Nu negăm că au fost realizări, dar trebuie totodată să recunoaștem conjunctura internațională ne-a favorizat. Și, din păcate, războiul din Ucraina a împins lucrurile înainte. Și era de obligațiunea guvernării ca să valorifice această conjunctură favorabilă. Dar pe plan intern trebuie să recunoaștem cu mare îngrijorare și cu mare regret că avem o multitudine de probleme. Nu mai vorbesc aici de domeniul justiției. Domnul Plungeu este cel care a reușit la Curtea Constituțională să câștige mai multe procese care erau ilegale. Cunoaște foarte bine subiectul. Pe mine mă interesează și aspectele sociale. Când pe plan extern mergem bine, iar pe plan intern chiar pe alocul dezastruos. Să știți că această diferență enormă între situația pe plan extern și cea intern nu poate dura mult. Pe plan extern nu poți fi credibil dacă intern lucrurile merg foarte prost. De aceea și fac acest apel ca să consolidăm un partid credibil, un partid care s-a reformat, știți foarte bine, o echipă energică, o echipă tânără, o echipă dornică de a schimba cu adevărat în bine situația, în toate domeniile. O echipă în care nu verișorii, verișoarele, cu metrele, toate neamurile sau mentorii de altă dată a celor care astăzi la guvernare sunt persoane intangibile și se regăsesc în toate instituțiile statului, dar cu adevărat meritocrația, experiența și expertiza trebuie să stea în capul mesii. Nu să pui în sistemele din domeniul justiției rudii, prieteni și mai ales ONG-iști. Am un respect aparte pentru ONG-iștii care promovează imparțial valorile democratice și care își fac treaba bine. De obicei și în lumea democratică ONG-urile sunt cam critice vis-a-vis de guvernare, indiferent, fiindcă asta e și scopul de a sugera, de a propune. La noi, din păcate, cam toate s-au îngălbenit. Au devenit profund galbene și nu mai există societate civilă pe care pedalează atât de mult pasul. Și aș mai face un apel către presa. Presa, noi am luptat împotriva lui Plahotniuc, lui Șor, a oligarhilor și împotriva libertății presei. Aș veni cu un mesaj respectuos, că a fost jurnalist. Domnilor, presa exact are funcția ei bine definită, puterea patra și câinele de pază, stea al societății. De aceea vă rog încă o dată și sunt sigur că și colegii de la platformă împărtășesc această opinie, vă rog, reflectați situația reală. Niciodată nu mi-a plăcut zeificarea sau idolatrizarea unor persoane politice. Evitați-le, vă rog, că asta face bine democrației, asta face bine întregii societăți și aceasta face bine integrării efective în Uniunea Europeană. De aceea vă mulțumim pentru participarea voastră și vă încurajăm să... În continuare, să nu vă lăsați pradă celor care oftează fiecare zi pe la televizoare, radiouri, când n-au niciun organ de presă. În realitate, din păcate, multe din structurile mass media au devenit organe de partid ale PAS-ului.
Încă o dată profit de ocazie de a face apelul către oamenii de bună credință din Chișinău, din toată Republica Moldova, unioniștii, dar și adevărații pro-europeni, fiindcă unioniștii cu pro-europeni se înțeleg perfect. Diferența este doar că unioniștii își doresc imediata integrare europeană prin intermediul României. Vă ziceam, e firească și e necesară, dar putem găsi soluții, fiindcă vocea unioniștilor și adevăraților pro-europeni trebuie să fie auzită, respectată. Iar acest lucru se poate întâmpla atunci când ne vom regăsi în structurile statului. Ați văzut cum am fost trași pe tușă și personalitățile de altă dată nu mai au voce, sunt înlăturați și nu mai au dreptul la presă în multe privințe. Dragi prieteni, dragi colegi, încă o dată aș vrea să-i salut pe colegii de la platforma DA, să-i încurajez, să-i susțin și să îndemn și alți colegi. M-aș bucura foarte mult să ne vedem din nou și cu domnul Slusar Alexandru, care a fost extrem de receptiv în cadrul fostului Parlament și cu diversitatea de opinii, declarații. Am avut cazuri diferite, dar am rămas uniți și pe problemele principale am avansat și de aceea nu mi-e rușine și nu exagerez menționând că am fost cei mai buni în fostul Parlament. Aș vrea și pe alte personalități, nu personaje, personajele să-și le ia pasul, că ei tot zic personaje. Personaje sunt prin operi literare, prin altele, am văzut că iau mulți de ăștia, dar personalități și persoane cu adevărat care promovează valorile pro-europene și unioniste. Încă o dată vă transmit mesajul meu de susținere și să trecem la treabă. Doar prin constatări, prin atacuri la adresa altora care gândesc altfel, și aici mă refer în primul rând la PAS. Cele de stânga, astea prin excelență sunt plătite și întreținute de Moscova ca să ne atace, să chipul dușmanului. Dar când suntem distruși, ciruiți de către PAS, e foarte regretabil. PAS-ul va avea nevoie de o alianță sau de parteneri, mai bine zis, în viitoarele situații politice. Nu pe socialiști, nu pe Ivan Cioban trebuie de contat. Dacă ei o fac și, sau dacă au și făcut-o deja, nu ne rămâne decât să regretăm. Noi alegem altă cale și veți fi martorii că vom proceda în corect, credibil, cum am și procedat întotdeauna. În cazul în care aveți întrebări sau în ce mă privește pe mine, atunci cu multă plăcere vă răspund și dacă nu sunt, nu rămâne decât să zic Doamne ajută și haideți cu toții să susținem dimensiunea unionistă în cadrul platformei Demnitate și Adevăr. O zi bună să aveți! O zi frumoasă! Mulțumim, Excelență! Cu multă plăcere!